Există în PNL un grup de la Cluj, grupul PNL de la Cluj. Grupul de la Cluj îl știam în PSD, nu în PNL. Adică era vestit un grup de la Cluj, care nu mai se știu cât de ar fi două tabere influent în acest este. Moment. Grupul de la Cluj și nu există așa ceva. Nu zic că nu există. Există grup și la Timișoara, există grup și la Arad, există și la Oradea, și la unde vreți dumneavoastră, și la Brașov, dați-mi un județ. Dar nu putem vorbi în momentul acesta de diverse grupuri care s-au format, de nuclee. Deci nu există care tabere. Există diverse opinii divergente, adică unde sunt doi oameni ai trei idei, da? Nu despre asta discutăm, discutăm despre faptul că în momentul acesta nu am intrat, dacă vine mă întrebați și cred că știu partidul acesta destul de bine, nu am intrat într-o logică electorală deja din aia foarte ambițioasă în care să apară diverse grupări. Nu, sunt dezbateri de idei, bineînțeles că toți ne gândim, trebuie să facem ceva în așa fel încât să aducem bunăstare societății și progres în societate și atunci, bineînțeles că partidul trebuie să răspundă acelor așteptări.